sală de șoche. Eleva e cu mască, proful mănâncă îngheța. Rodial. Dacă vreți o leacă de COVID, veniți la școala noastră. Filmat, s-o emoționat. Măcar atâta responsabilitate. Așa? Masca pe figură. Altfel ce fel de lecție îi dai elevii. Plouă în București, spre bucuria plantelor, a naturii verzi. Mai puțin bucuros e platanul ăsta, care are tulpina și rădăcinile acoperite de o terasă care s-a întins pe jumătate de parc și a înghițit pomul. În jur vedem că e numai asfalt. Deci apă nu prea are cum să ajungă la rădăcinile lui decât de la distanța asta. Dacă intră ceva apă aici, atunci ajunge și săracul, și la săracul platan. Are primărie sector 6, nu vrea să le elibereze. Cum îți liberi brazii ăștia sau ce fi ei, cum îți liberi alți copaci, se elibereze și platan. Totuși avem consiliu și primar nou, aparent mai responsabil. A? Posibil? Parcul Drumul Taberei, intrarea dinspre piața Drumul Taberei. Aleea pietonală de pe strada Brașov. În stație de autobuz, transport public, tramvai și biserica urită. Ia uitați-vă ce infrastructură avem, plouată și inundată. Noroc, plouă tot mai rar, dar iarna se mai topește zăpada. Cine și cum să mai folosească trotuarul ăsta? Dragă primărie, sector 6 și București, nu-i așa că trebuie intervenit? Am impresia că pistele astea ilegale și inutilizabile au fost desenate încă pe timpul primarului Oprescu. A trecut o leacă de vreme de atunci. Îmi pariu că nu a fost căutat și găsit vinovatul pentru risipa asta de bani publici. Îmi pariu că omul acela încă mai lucrează în funcții publice sau la partid. Omul sau echipa care s-a ocupat de asta. Dar acum în locul lor a venit cineva mai breaz. Cine propune? Cine oferă? Așa trebuie să arate o pistă biciclistică și un trotuar într-un oraș european, într-o capitală? Eu zic că nu. Vezi, faci slalom cu sărituri ca să ajungi uscat acasă și tot nu-i garantat. Ia uite cine așteaptă în față. Aici e dezastru.
A? Păstrați curățenia și aveți grijă de oraș. Din cu acealt lac. Vă imaginați când e îngheață cum e? Cum e de mers pe aici? Nu mai zic de mașina ce e parcată în partea parcului. Și nu e exclus fie din servicii municipale. Electrica SEM. Cu numere de Giurgiu. Au treabă. Oricum trebuie revizie tehnică mașina asta. Și mașina florarului. Parcată pe trotuar. Și aici e altă stație și iar cu baltoace. Strada Drumul Taberei. București, sector 6. Măcar aici nu e chiar ca pe strada Brașov. Doar o boltoc carosabil. Și din coace una aproape cât toată lățimea trotuarului. Mă rog de cei care putem sări. Nu trebuie început cu asta, dar după jumătate de an deja putem să ne întrebăm ce facem, e primăvară. Se poate lucra și la trotuare și la asfalt. Stația Eugen Lovinescu. Brânză, ouă, ulei, miere, probabil și vin. Da, vin, țuică, palincă. Marginea Bucureștiului. Vis-a-vis de magazine legale, oficiale. Și de piața Râul Doamnei, sau cum se numește ea aici. Și în mod sigur poliția știe. Poliția locală, sector 6. Își are cota aparte. Și de la ăsta cu numerele scoase și parcat pe trotuar. Și de la nenicu cu vânzarea. Ilegală și periculoasă, mai ales pe timp de pandemie. Poți să iei ce vrei de la el și să dai mai departe. Nu doar COVID, dar și herpes, hepatită, dizenterie. Comerț ambulant. Dar femeile ar cumpăra. O leacă mai ieftin. De la nenea fără mască. Nici nu mă apropie de el. A, are cafea. Are scuză. Puteți scoate și o țigară ca să fie mai convingător. Scoate cu și țigara, nu, telefonul.